Bine v-am regăsit, oameni buni, la emisiunea Perfectul Simplu. Bunicii mei și părinții ar fi fericiți, pentru că ei m-au învățat întotdeauna așa, Elena, să ai parte, să te înconjori cât poți de mult de oameni educați, talentați, cinstiți, cu bun simț. Ei bine, eu am parte astăzi de un astfel de om. De un om educat, talentat, cinstit, de bun simț. De un om normal, spun eu. Într-o lume atât de anormală, dacă mă pot exprima așa. Se numește Stelian Tănase. Bine ați venit la Sfatina Dumnezeu. Să mi-a rămas făcut să roșesc așa la cât. Nici mama n-ar fi îndrănit să spună că am atea calități. Să rămână, mulțumesc. Eu bine v-am găsit. Exact asta simt. Da. N-aș fi spus asta dacă nu aș fi simțit de la bun început de când v-am văzut. Am avut așa un instinct și de obicei nu mă înșel asupra oamenilor și mă bucur că... Vai, la câte răutăți să spun despre mine și câte lucruri rele, la câtă bârfă... Dar avem discernământ, da? Și trebuie să judecăm cu mintea noastră, nu cu mintea altora. Vă mulțumesc că m-ați invitat și că m-ați invitat la Slatina și că am putut să vin aici, am făcut 3 luni de armată pe Clocociov, așa, și pentru că m-ați poftit în emisiunea dumneavoastră. Ați avut parte astăzi de un public numeros. Și bun, și bun, de calitate. Da. Adică s-a văzut după discuții, că așa vezi o masă de chipuri care te ascultă, dar după aia când vezi ce întrebări pune, îți dai seama dacă ai vorbit cu pereții sau ai vorbit cu oameni. Și eu astăzi am vorbit cu oameni. Și sunt convinsă că ar fi avut multe întrebări să vă adreseze. Păcate, timpul e cum e. Este cum este și ne constrânge. O să vă adresez și eu câteva întrebări. Da. Ați lansat două cărți. Două cărți total diferite. Dumneavoastră scrieți ficțiune, non-ficțiune, da, adică memorialistică. Memorialistică. Ce este pe primul loc? Memorialistică mai puțin. Chiar nu am scris memorii și nu cred că am să scriu. Scurte fragmente, așa, de pildă, am scris pe blogul meu câteva fragmente din copilărie. Dar nu mă încumet mai departe. Dar scriu fiction, am debutat ca romancier cu Luxul Melancoliei și am scris, cred că acesta e al 8-lea sau, cred că al 8-lea care apare, dar mai am în sertar două pe care sper să le public anul ăsta, pentru că stau de mult în sertar, nu le scriu pe genunchi, nu scot două cărți într-un an. Pur și simplu, una e de 3 ani în sertar, alta de vreo 4 sau 5. Și au stat, unele edituri le-au refuzat, da? S-au cerut tăieturi, ceea ce am refuzat. Există și asta e cenzură. Cine spune că nu există, nu e cunoscător al domeniului. Și la jurnal există, la ziarul pe print este cenzură, și la televiziune, la radio și, bineînțeles, în edituri. Se practică. Dar sunt niște edituri care, sau o editură care a avut îndrăzneala să vă publice. Da, una apare acum în luna mai, Partida de Vânătoare, la editura Vremea, și în toamnă sper să public la Hiperliteratura un roman, Cronica unui fapt divers, Marele Incendiator, așa i-am spus. Deci sunt romancier, scriu povești. Aveți la mijlocul anilor 90, însă am intrat în arhive. Am intrat la facultate profesor și am intrat în arhive să-mi scriu teza de doctorat și apoi să m-a prins pasiunea asta a arhivelor. Și 20 de ani am stat în arhive cu foarte multă patimă, cu multă pasiune și am scris un număr de cărți, peste 10, care pleacă de la documente, non-fiction, așa spun americanii la genul ăsta, fiction și non-fiction, cum fac ei, simplifică tot. Și deci am scris o vreme, să zicem, între 1995 și 2008-2007, am scris multă carte de document. O muncă... Anatomia mistificării despre procesul Noi ca Pilat, clienții lui Tanti Varvara despre rețelele comuniste interbeice, Revoluția ca eșec, un eseu politic, asta am predat științei politice, și mai multe. Deci până pe la 10 încolo mai sunt destule titluri. Dar în 2008 am revenit cu un roman. Eu scrisesem în timpul ăsta roman, dar nu publicasem.
Și atunci, de atunci încoace am publicat Maestro, Skepsis, Dracul și Momia, Moartea unui dansator de tango, acum vin cu acest roman Nocturnă cu vampir, Opus 1, și cu cele două romane pe care v-am vorbit, dar care, repet, sunt în sertare de mult, nu le-am scris în anul ăsta, dar vreau să scap, să îngolesc sertarele și de asta le-am dat unor edituri și am semnat un contract pentru Paiera de Vânătoare și voi semna pentru celălalt roman, Cronica unui fapt divers, Marele Incendiator, în perioada următoare. Nocturnă cu vampir, Opus 1. Da, adică ați anunțat deja că... probabil vor fi trei. Trei. Este un titlu care vinde, dar mai mult de atât, din... Nu știu dacă vinde, unora li se pare foarte elitist, adică Nocturnă, Chopin, cine mai citește așa ceva astăzi. Dar nu, Nocturnă este... Asocieri, interviu cu da. Un vampir... Da, exact, da. Păi este o carte cu vampiri, nu e altceva. Am vrut să scriu un roman pe un mit universal, care să poată fi înțeles romanul și la Cape Town, și la Buenos Aires, și la New York, și la Moscova, și la București. Este mai mult decât un titlu, da. Cu siguranță. Pentru că volumul 2 se numește Transilvania Opus 2, deci numărul 2, volumul 2. Când cam așa. Va apărea? Volumul 2, nu știu, trebuie să-l termin. Scriu la el, scriu destul de greu. N-am mai scris trilogii, n-am mai scris cărți cu urmare, cu serie. E prima. Și merge greu. Dar dacă reușesc să mă motivez mai mult decât sunt acum, sunt și foarte obosit, după trei cărți, una după alta scrise, ca să zic așa, fără odihnă, probabil că am să-l termin și sper că volumul 3 să nu mai fie atât de dificil. Aveți o biografie uimitoare. Încărcată, mai curând decât uimitoare. Sunteți scriitor, da. Eseist, nu, numai scriitor. Istoric, da, politolog, nu vă luați după bârfe. Scenarist, regizor, realizator de televiziune, analist politic. Ce dezamăgiri trăiește? Nu, sunt numai scriitor. Toate astea sunt legate de scrisul meu. Peste tot ce am făcut, de pildă, m-am dat eziune, mi-am extins o latură a scrisului meu, de pildă Bucureștic Secret, am făcut un serial de televiziune. Fascinant. Erau povești pe care eu le găsisem în arhive. Deci nu era altceva, altă, poate puțin altă ocupație, dar nu era altceva. Era în continuarea preocupărilor mele care țin de scris. Totul se reduce la a fi scriitor. Ce dezamăgiri trăiți dumneavoastră, domnule Stelian Tănase, când vedeți că inteligența, echilibrul, bunul simț și cinstea sunt călcate în picioare? Of, e o întrebare foarte grea. Dezamăgiri sunt foarte multe. Între ceea ce speram noi să fim în 1990, ceea ce credeam eu că se va întâmpla cu țara asta în 1990 și între ce s-a întâmplat, e o mare diferență. Dezamăgirea e profundă. Ceea ce s-a întâmplat cu prietenii mei, cu mine, în acești 28 de ani, este iar foarte departe de ceea ce speram să fie. Deci dezamăgiri pe toate planurile într-un anumit fel. Dar pe de altă parte, ce poți să spui? Te-ai mișcat odată cu lumea în care trăiești. Nu puteai să te miști nici mai repede, nici mai încet. Probabil trebuia să plec la timp. Și atunci aș fi avut alt destin. Dar așa am împărtășit cu contemporanii mei destinul acestei țări, așa dificilă cum e ea, încurcată, haotică, împiedicată, care nu poate să țină pasul cu Europa. Și ce simțiți în momentul în care dumneavoastră ieșiți pe ecran? Este foarte bine că faceți asta. Păi și trebuie chemat, să ieșiți cât mai mult în public. Sunt chemat din ce în ce mai rar, pentru că opiniile mele nu sunt agreate. Deci e cam contra curentului ce susțin eu. Sau susțin, păi de cine? Că sau susțin prea devreme niște lucruri, nu? Ce simțiți când vedeți că vorbiți așa în van, că nu păi prea așa se prinde se nimic? Și că acționezi și vorbești contra curentului, împotriva majorității. Deci când majoritatea sau lumea în jurul tău crede ceva cu pasiune și tu spui exact pe dos și ai și curea să spui cu voce tare, ai o problemă. Trebuie să-ți ferești spatele sau capul. Da, te trezești izolat, te trezești atacat din diverse părți. Fiecare e mai deștept ca tine, fiecare e mai deștept, mai informat ca tine, chiar dacă nu știe nimic despre subiectul ăla și n-a deschis o carte despre subiectul ăla. Și fiecare te judecă în calitate de închizitor.
Românul devine foarte repede moralist. Dacă el e un ticălos, cu siguranță cei din jurul lui, el va spune că sunt ticăloși adevărați. Adică foarte repede se grăbește să judece pe ceilalți și să vadă într-o lumină proastă. Pentru că am venit în partea asta, o să amestec un pic acum planurile, dar cred că nu vă supărați pe mine. Și pentru că am venit în partea asta urâtă, murdară, și pentru că țin foarte mult dificilă, la să spunem, opiniile mai dumneavoastră, vă întreb dacă se poate mai rău de atât în România și dacă se poate, noi ce trebuie să facem? Să stăm să privim aceste jocuri murdare și periculoase? Păi, ce este de făcut? Ce este de făcut este ce au făcut 4,5 milioane de români. Au tras fermarul la valiză și au plecat. În termenii ăștia, chestiunea este cine stinge lumina, atât. Și când? Câți o să fim în 2050 dacă plecăm din țară în ritmul ăsta? Cred că mai rămânem vreo 100. Deci asta e. Deci oamenii, în general, încrederea în destinul nostru național a dispărut. Oamenii nu mai judecă despre istoria noastră, ce o să facem noi, familiile noastre, orașul nostru. Nu mai judecă în termenii ăștia. Acum fiecare e pentru el. Și atunci își pune câteva lucrușoare într-o valiză, trage fermoarul și a copiii, nevasta și pleacă în Spania, pleacă în Anglia, pleacă în Franța. Pentru că acolo problemele pe care noi nu le-am rezolvat, le-au rezolvat de 100, de 200 de ani. Ori ei nu mai au răbdare când singura lor viață pe care o au, 60-70 de ani, care e media vieții, să stea să aștepte guvernele României să rezolve problemele sau administrațiile locale. Sau... Nu. Pur și simplu să fie în mașină, au și ei o Dacia amărâtă și în 10 ore sunt la Madrid. Și totuși sau mai mult chiar, cred că o noapte dorm undeva până Italia. Da? Și pleacă și îi doare un cot și se uită înapoi, nu se mai uită la România. Eventual mai scriu scrisori acasă, acum toată lumea are un telefon care e destul de ieftin și vorbesc acasă, dacă au copii pe care îi lasă în țară, unii fac și acest lucru, care este o tragedie și lasă copiii în țară. Dar cam așa văd opțiunile românești de astăzi. Ori să stai aici și să pui osul la treabă și să te bați cu toți nebunii și să fii disperat de ce se întâmplă și să te simți neputincios și în plină zădărnicie, sau să ții valiza și să pleci din România și cu asta basta, să tragi ușa. Dar dumneavoastră ați ales să rămâneți. Puteam să rămân de mai multe ori. Să rămâneți în țară. Și m-am întors, dar nu din dragoste de țară, m-am întors, ci din calcul. Aveam un copil aici, acum e în America de 20 de ani, pe care vreau să-l conving să plece. Probabil că era mai bine să rămân eu acolo și să-i spun, vino aici, că era la școală, trebuia să meargă la facultate. Și am alte ocazii, am avut să rămân la Paris, la New York, puteam să rămân și m-am întors. Eu trebuie să spun cu tot cu atâta sinceritate cu care am vorbit și până acum că regret. Sunt convins că aș fi avut o carieră de scriitor mult mai importantă, cu mai multe succese. Aici te îngroapă. Prietenii tăi scriitori și reviste literare și uniuni de creație te îngroapă. Cu cât ești mai bun, eu nu spun că sunt bun, vreau să spun, că am și alți colegi pe care îi consider străluciți. Cu atâta adversitatea față de tine, sau cum mi-a spus mie cineva acum vreo două săptămâni, tănăsică să vezi câți bani ce ai făcut după cartea asta cu vampirul. Ce așa n-aveai destui? Mi-a zis, bineînțeles că am făcut haz de necaz, avea o doză de adevăr însă în ce spunea. Sau cum îmi spunea un amic al meu, traducătorul meu din Spania, spunea că n-a crezut că există mai multă invidie ca în Spania, ci nu, a găsit-o în România. El a stat aici câțiva ani director la Institutul Cervantes și a putut să ne observe, fiind un perfect vorbitor de română. Și a spus că e un mediu destul de dificil la București. Viitorul este sumbru. Nu neapărat, nu neapărat. Putem să ne gândim că generația viitoare va fi mai rațională, mai luminoasă, mai friendly decât suntem noi, decât am fost noi. Noi am trăit, avem cicatricile unei revoluții, avem cicatricile unui regim comunist, unei dictaturi pe care am suportat-o. Devenisem un azil de nebuni și unii de noi nu s-au vindecat de chestia asta. Așa că... cicatrici care încă dor se mai... Nu, dar nu s-au vindecat. S-ar putea ca noua generație care n-a trăit aceste nenorociri și dramele noastre, ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, să fie altfel decât noi. Deci trebuie să privim cu echilibru cam ce s-ar putea întâmpla. Ne mai dați o șansă. Da. Cum credeți că se va termina această mizerie, acest scandal actual, în care sunt implicate personajele puterii? Nu se va termina. Clasa politică
românească de azi, neavând o viziune, neavând un proiect de țară, cum spunem, nu că e la modă termenul, dar nimeni nu știe ce este, probabil că mi-ar place să mă invite să le predau o lecție ce este un proiect de țară. Mi-ar plăcea foarte mult lucrul ăsta, pentru că vine câte un cuvânt și devine modă, știți? Și toată lumea îl preia, dar nu îl folosește în sensul propriu. Deci nu cred că actualul scandal se va termina, va fi un scandal continuu, pentru că politicienii români nu au o viziune asupra ce va fi România mâine, nu își propun binele public, își propun doar să se căftănească, doar să facă bani, și atunci întrețin scandalul ca să dea impresia că muncesc, că există o agitație, o anumită animație și o fervoare, o pasiune în politică. Nu. Numai atât, la ăsta e nivelul, atât pot să ofere. Un scandal, o replică, o înjurătură, un denunț, cam la ăsta. Nu pot mai sus de atât. În momentul când vor avea o suficientă informație, cultură politică, da, de un anumit tip, atunci vor vorbi despre asta. Vor vorbi cu argumente despre niște legi, de pildă, nu cu înjurături. Vor vorbi cu argumente despre anumite instituții pe care trebuie să le facem sau să le dezvoltăm. Vor vorbi cu o viziune despre infrastructura românească, cu cifre, cu date, nu cu înjurături că ai furat banii. Cam așa. Deci se întâmplă aceste scandaluri pentru că ăsta e nivelul clasei politice. Cine conduce țara, de fapt? Păi, așa cum spune Constituția, puterea e partajată. Există o separație puterii în stat, o parte din putere la Cotroceni, o parte la guvern, o parte la parlament, este și puterea judecătorească, și ea importantă și contestată, acum atât de puternic. Deci nu există un singur punct al puterii, de aici și conflictele continue, pentru că fiecare vrea să-și definească teritoriul și să fie cât mai mare cu putință, pentru că teritoriul mai mare înseamnă resurse mai multe, bugete mai mari. Bătălia în România este pentru buget. Banii. Da. Da. Am atâtea întrebări să vă adresez. Vă ascult. Și provocați atâtea, provocați un dialog, un dialog care poate merge la infinit. Dinastia. De ce au ratat românii șansa de a le avea conducător pe regele Mihai? În primul rând că nu și-au pus întrebarea. În 1989-90, nu știu câți oameni se întrebau despre rostul monarhiei, nu știu cât s-au gândit să-l poftească pe regele Mihai, rege care era în viață și care reprezenta vechiul regim, regimul dinainte de 48, și să spună ce noroc avem că trăiește, că există. De ce era noroc? Pentru că regele Mihai reprezenta legitimitatea statului român. Fusese rege, el lucrase cu Constituția din 1923, care fusese abrogată în 1948. Deci Revoluția a putut să readucă și vechea Constituție, să închidă paranteza istorică generată de dictatura comunistă și, din fericire, regele nostru era în viață. Regele acela care fusese silit să abdice era viu, trăia. Și destul de tânăr. Și putea să fie invitat să-și reia tronul, să-și luăm reistoria de unde o lăsase. Din păcate, aceia care erau așa zisa emanația Revoluției au ocupat instituțiile puterii, armata, securitatea, partidul, în frunte cu Iliescu, Roman și ceilalți, și s-au instalat pe ei la putere. Eu cred că se putea face atunci o discuție, așa cum a fost în Polonia, masa rotundă, știți, între Solidarność și regimul comunist, sau cum a fost în Spania după moartea lui Franco, unde forțele politice s-au adunat într-un palat din Madrid, Moncloa, s-a și numit, înțelegea, Pactul de la Moncloa, și au hotărât să Spania să devină din nou monarhie. Și l-au adus pe Juan Carlos. Și ei puteau să facă la fel, se întâlneau în ce palat voreau ei, la Cotroceni, la Snago, și hotărau că pentru binele României este bine să-l invităm înapoi în România, pe tronul său, că era al său, da? Pe regele Mihai I, care avem norocul să fie în viață și să revenim la Constituția 1923. Asta putea să fie concluzia unor asemenea discuții cu toți factorii care contau atunci, și cu PNC-ul, cu PNL-ul, cu Biliescu și cu oamenii lui, să se ajungă la o formulă de compromis. Din păcate, FSN-ul și liderii lor de atunci, nepatrioți, cu totul nepatrioți, au ales să se instaleze ei în fotoliile lăsate liber de Ceaușescu și camarila lui. Și s-a născut o republică nelegitimă,
care nu avea nicio legitimitate. Legitimitatea avea regele și Constituția din 1923. Adică regimul comunist cu Constituția lui căzuseră. Deci trebuia să ne întoarcem la ceea ce era legal, legitim. S-a luat această soluție, din păcate, părerea mea, că situația de astăzi se datorește acelui moment absolut nefericit. Dar în 1996... Situația noastră dificilă de astăzi, rămânirile în urmă față de Europa, criza politică, scandalurile de care vorbeam, vin de aici, din lipsa de legitimitate a puterii. Dar în 1996 a venit la putere Convenția Democratică. Da. Oarecum se dădeau speranță celor care da, vedeau monarhia făcuse, Constantinescu, făcuse, exact ceea făcuse ce ar... promisiunea că va face referendum. Exact. Și? Eu nu cred că era necesar un referendum, deci nu l-a acuz pe Constantinescu că n-a făcut referendum, nu a făcut nimic pentru lege, dar vreau să pentru monarhie și pentru discuția asta publică, trebuia făcută este publică, pentru că regele când a fost izgonit în 30 decembrie 1947, comuniștii n-au făcut niciun referendum. M-a întrebat nimeni pe bunicii mei și pe părinții mei dacă vor republică. Ei vreau monarhie, ei erau cu Mihăiță. Tot poporul român era cu Mihăiță. Un tânăr rege, frumos, care scosese țara din război, avea mari merite în anii 40, lumea îl iubea, și în un referendum i-ar fi distrus pe comuniști. Nu ar fi fost republică în veci. După 45 de ani de spălarea creierului, după manuale falsificate, după presă, toată care spusese numai minciuni despre ce însemnaseră regii noștri în modernizarea României, normal că un referendum ar fi dat un rezultat nefavorabil, zic eu, monarhiei în 1990 și. Dar și astăzi, dacă ar fi dorit să-l aducă pe rege, pur și simplu trebuiau să-l cheme. N-aveau nevoie de niciun referendum, pentru că ne întorceam la Constituția din 1923. Când noi am votat Constituția, pentru că s-a făcut adunare constituantă în 90, da? Noi am votat automat și Republica, așa era în textul, și că forma de guvern nu poate fi schimbată, scrie acolo. Dar cine a hotărât asta? Iliescu cu Roman și cu încă doi tovarăși? Cine? Deci acolo a fost un furt de legitimitate. Nici astăzi Republica, așa cum este, ea nu are legitimitate. Este un produs al istoriei, trebuie să o recunoaștem, trăim în ea și cu asta basta. Dar nu mă simt confortabil în acest regim. Și cred că nici lumea, vedeți că este așa o ambiguitate în raport cu puterea, cu chestiunile astea de legitimitate, nici lumea nu se simte confortabil. Mă uit aici pe coperta cărții dumneavoastră, scrisă de dumneavoastră și de Elena Vijulie. Este o carte, așa cum ați spus, pe care o poți băga în geantă, o poți citi oriunde. O poți citi copiilor, pentru asta este scrisă. Da. Asta este, trebuie să le citim copiilor istoria. Vorbeați despre adevăruri. Regele a murit în decembrie 2017. 5 decembrie 2017. Sunt câteva luni de atunci. Lumea, românii și lumea, au văzut atunci ceea ce nu credeau foarte mulți că vor vedea. A fost doar un moment pe care noi uităm foarte repede astfel de momente. Nație fericită. N-are memorie. Da. A murit și această speranță? A fost ultima... Nu. Astăzi m-a întrebat cineva în sală dacă ideea de monarhie a murit odată cu regele Mihai. Și mi-a părut bine de întrebare că vreau să fac această lămurire. Sigur, dacă întreabă cineva pe durata scurtă ce se va întâmpla la anul, eu pot să spun că nu sunt șanse ca la anul decât dacă se întâmplă un cataclism istoric și atunci apelăm la ultima formulă care ar putea salva România și că este monarhia. Adică aceștia care au instaurat Republica se vor gândi în sfârșit că monarhia este cea care poate să stabilizeze țara și să aducă liniștea, pacea. Dar dacă ne gândim că istoria e infinită, că nu are un sfârșit previzibil într-un timp rezonabil, dacă ne gândim că România va fi pusă în N circumstanțe și că dacă ne gândim că monarhia a rămas o problemă deschisă pentru români, forma de guvernământ nu este o problemă rezolvată, atunci da, eu cred că va fi la un moment dat această judecată și că vom reveni la monarhia constituțională, aia din 1923, nu neapărat că ne întoarcem la trecut. Pentru că formula monarhiei constituționale, așa cum este în Marea Britanie, în statele scandinave, în
Spania este cea care se potrivește cel mai bine românilor. Dovadă că societatea românească cea mai bine articulată a fost sub cei patru regi. Chiar când România nu era în clipe fericite, de pildă în timpul primului război mondial, dar legitimitatea pe care aveau regele Ferdinand și regina Maria a făcut ca să nu pună nimeni în discuție, deși în Rusia l-au capturat pe țar și l-au omorât cu toată familia lui, deci aici la granița noastră, în România să nu pună nimeni sub semnul întrebării monarhia. În această carte a noastră, Dinastia, cea mai citită carte din ultimele... Cea mai cerută în librării. Cea mai cerută din ultimele 100 de zile. Cam de când s-a prăpădit regele. Este această perioadă fastă a celor patru regi ai României. Istoria modernizării României, în care și cei patru regi și cele trei regine sunt priviți ca niște oameni. Nu le-am ridicat niște statui. Am încercat să arăt care sunt limitele lor. Sunt, de pildă, trecute poveștilor de amor extraconjugale, să zicem așa. Adică niște oameni normali, da? Niște oameni normali, niște oameni cu viețile lor, care au făcut lucruri mari pentru România în ciuda condițiilor de oameni normali. Deci nu s-au născut zei. Nu au făcut așa și le-a venit soluția salvatoare pentru România, să zicem, în 1918. Nu, erau niște oameni normali, dar care iubeau țara asta, s-au devotat ei. De o anumită educație. În schimb, nu mai vorbim de educație. Da. Nu? Educație... Nu educația este cea care lipsește... Și cu extracția pe care aveau, erau din familii dinastice. Ce ar mai contează asta foarte mult. Îți dă un anumit patrimoniu cu care operezi în lumea reală. Cu Dinastia vă opriți aici. Dinastia este, de fapt, cartea urmare a celebrului film pe care dumneavoastră... Un serial de televiziune am făcut, 21 de episoade, cu Rebenciu și cu mulți istorici, cu Giuvara, cu Dan Berindei, cu... Ce mai este de spus? Vă opriți aici? Nu. Cam în perioada când făceam filmul, am înregistrat vreme de 3 zile cu regele Mihai pe bandă video câte o jumătate zi. 3 zile. Acest material s-a pierdut, nu mai știam unde este. La un moment dat mi-a venit ideea unei cărți și am început să-l caut, l-am găsit, nu era la mine, era nu știu unde, până ce arhivă, a unui prieten cu care lucrasem serialul de care vorbesc. L-am reconstituit și voi publica, sper, în toamna acestui an este proiectul, conversațiile mele cu regele Mihai din anul 2007, cred. 2007? 2007, aprilie. Și le voi publica într-o carte cu mult material inedit. Regele își povestește viața de familie, pe care nu l-a întrebat nimeni niciodată, cum ți-ai crescut copiii. Eu n-am întrebat. Abia așteptăm. Da. Sper să fie o carte cu un succes măcar atât de mare ca Dinastia. Regele se confesează pentru prima dată, de fapt. În mod real. De la o vreme mergeți prin țară să vă lansați cărțile și eu vă mulțumesc. Da, asta ar trebui să facă toți scriitorii. Că v-ați răzgândit, de fapt, pentru că dumneavoastră spuneați, sunt un burghez, trăiesc de retras, într-un interviu realizat de Andreea Chebac, dar în urmă cu vreo 7 ani și eu mă bucur că v-ați răzgândit. Numai cu această carte am ieșit din găoacea mea, din cochilia mea de meld, din grădina unde trăiesc cu o femeie, un cățel și doi pisici. Da, am văzut aici și probabil... Nu știu, și pentru asta vă iubesc. Aici. Pisicilor mele adorate, Uța și Muțu, eu am 4. Da? Da. Trebuie să spun că la 60 de ani am avut primele pisici. De fapt, una m-a ales ea pe mine, a venit pe verandă la mine și am capturat-o și am băgat-o în casă. Nu prea a vrut ea, n-a fost fericită. Acum cred că am uitat golăneala. Este rasa Tomberon. Oh. Era stăpâna Mahalalei, ca să zic așa. Adorabile. Și pe unul, într-o ocazie că am rămas fără pisică, s-a întâmplat, dar am recuperat-o, am mai adus unul. L-am luat de la adopții. Și trăiesc cu două pisici, sunt foarte fericit cu ele și trebuie să vă spun sincer că mi-a schimbat viața, mi-au adus noroc, realmente, eu care sunt și un om superstițios, mi-au adus noroc, am avut câțiva ani foarte proști, mi s-a schimbat viața. Ați avut și un infarct? Am făcut un infarct când eram la Televiziunea Română. Ce s-a întâmplat, de fapt, la presiune prea mare, tensiune prea mare, conflicte prea multe și un război pe care diversi îl duceau împotriva mea. Păi dacă n-ai politicienii cu tine, ești mort. Și nu i-am avut. Păi cum să vă iubească politicieni? Păi nu trebuia să mă iubească, trebuia să asigure că televiziunea va funcționa normal, ca într-o țară normală. Ei vor să fie un debușeu în care să-și aducă
relațiile, rudele, amantele, secretarele, frații, obligațiile, cam asta. Și să-i servească în campanie. Cam asta este limita pe care politicienul din toate partidele, să fim exact, îl văd în televiziunea publică. Este moșia lor, tarlaua lor. Ori eu asta n-am putut să accept. Am fost dat afară în urma unei conivențe între Oprea, Ponta și Dragnea. Cei care acum... Oprea, care au niște mari probleme, erau oameni de mare caracter. Se dau unul pe altul, și care sunt niște mari caractere, da? În momentul în care Oprea a dat telefon la televiziune să ceară să nu se dea o informație despre plagiatul tezei sale de doctorat. Și mi-a dat telefon de două ori, m-a amenințat, mi-a vorbit ca la ușa cortului, ca un plutonier ce e el de fapt. Și la două săptămâni au făcut ședință în Parlament și m-au destituit. Asta e România. Cine e generalul Oprea? Cine e băiatul ăsta? Cine este? Și lumea s-a uitat la mine, n-am văzut nicio solidaritate a intelectualilor sau al jurnaliștilor cu mine, că totuși am refuzat să-l servesc pe generalul Oprea, vicepremier. Dar s-a întâmplat că un secretar al Departamentului de Stat a venit și în documentul care apare în legătură cu drepturile omului și apărarea libertății de expresie, în document apare această situație. Nu apare la în presa românească. Nici o solidaritate. Păi o bună lecție. Păi o bună, un bun text, o evaluare. Au fost oameni solidari. O evaluare pe care am făcut-o. Am vorbit cu ei. Da, dar nu s-au exprimat public. Nu s-au exprimat public. Asta este o mare problemă. Deci nu, dar pentru mine a fost o lecție. Am învățat foarte multe și am învățat poate să apreciez mai corect oamenii, cuvintele lor, avântul, care e doar aparent. Pentru că, de pildă, unul te înjură în public și îți dă telefon apoi acasă. Și voi, tără să mergi, am fost obligat, n-am putut să fac altfel. Și? Păi nu, mi-am închis telefonul, nu? Nu mai discutăm, nu mai vorbim. Sau prieteni care au ieșit în public atunci și m-au făcut albie de porci. Evident că nu mai vorbim. După aia ne întâlnim întâmplător la o ședință la Parlament și spune, băi, nu o lua cu titlu personal, știi cum e, politică, nu. Câtă mizerie. Are lângă mine, așa mi-a spus. Cum dar asta m-a ajutat. Deci fără această experiență esențială, n-aș fi scris cărțile pe care am scris după aia. Adică am înțeles mult mai mult despre ce se întâmplă în lumea românească din acel far care era televiziunea. Adică din postul ăla de observație am înțeles foarte multe lucruri. Cum se mișcă oamenii, instituțiile. De altfel am ținut un jurnal. Cât am stat la televiziune, în fiecare zi mi-am notat tot ce s-a întâmplat. Și este bine că și blogul. Am să-l public, Am publicat câteva fragmente cu foarte mult succes, dar n-aș fi vrut acel tip de succes, adică succes de bârfă, de cancan, nu mă interesa. Uh-huh. Eu vreau să fac o analiză a angrenajului, nu să dau un unul sau un altul. Dar lumea aceea în care eu m-am aflat este așa de labilă, de jos, încât toți se vor considera atacați. Foarte bine. Dar nu e adevărat. Nu e un atac. Este o descriere rece, british, a situațiilor în care am fost. Cum sunt întâlnirile cu oamenii? Ați ieșit din găoacea noastră, cum ați spus. E o redescoperire a României, pentru mine, a lumii românești. Am fost la Pitești, Târgoviște... Oradea, Constanța, Tulcea, acum a venit la Slatina, mă duc la Bistrița, Cluj, Alba, Iași, Suceava și vor mai fi două, trei localități, probabil Brașov, Sibiu, n-am încă în cap celelalte, pentru că sunt mai multe variante. Am ieșit în Carapace, descoperă societatea românească, sunt eșantioane, dar avem de-a face cu cititori, deci nu toată statul românească, aici e un anumit strat, și îmi fac o imagine, nu? După ce am rupt contactele ca să-mi scriu niște cărți. Am scris trei cărți în perioada asta, de când am plecat de la televiziune, și refac legăturile, îmi încarc bateriile, promovez cartea așa cum face un scriitor occidental. În Occident, un scriitor lansează o carte și editura organizează tururi de lansare. Trebuie să prezinte cartea, să se facă să se vândă, să o aducă la cunoștința, e un fel de cucurigu. Aduci la cunoștința și doi că această carte există. Asta fac și eu. Bine, condițiile în care mă deplasez, eu nu sunt alea din Occident, eu mă deplasez pe spețele mele, nu ale editurii. Nu editura... Asta voiam să vă întreb, de ce o editură nu face ceea ce ar fi firesc? Ca să-și vândă adică marfa. Să-și promoveze, este... Pentru că încearcă să meargă cu frâna de mână trasă. Deci cu minime cheltuieli, dar toate fac așa, nu, editura RAU încă e o excepție bună, pentru că pot să fac acest lucru. Am avut o altă editură care pur și simplu nu vrea să mă lase să mă duc să popularizez cărțile.
am cerut odată la o altă editura la care lucrasem până acum să fac o sesiune de autografe în cadrul târgului. Nici atât n-am vrut să facă. Deci nu era interesat, avea altă politică de tiraje, de profit, își făcea altfel banii. Cu editura era, în sensul ăsta mă înțeleg bine, adică iată, sunt în al șaselea, al șaptelea oraș și mă mai duc în vreo 6-7. Deci editura e de acord să... Foarte bine și speram să reveni și la Slatina cu... Da, păi vin cu chiar... următorul roman, care se numește Partida de Vânătoare. Cine vă... Editura Vremea. A, ați găsit în am văzut ieri coperta. Care să vă... Am coperta. Aveți coperta? Da, vă arăt așa în premieră mondială. A, ce bine. O să o filmeze Cătălin... Sau nu știu, vedem noi cum facem, da. Să o vedem și noi la OLTV, la Perfectul Simplu. Da, trebuie să așteptăm așa. Până atunci trebuie să conversăm puțin până ajung acolo. Deci întâlnirile cu oamenii sunt... Foarte benefice mă ajută. Ce? Mă ajută să iau pulsul și să-mi dau seama unde mă aflu cu cărțile. Da, vă întâlniți cu poveștile mulți pe care le spun. Nu, știți că se întreabă unii... Dom'le, ce vrea Stelia Antănase? Vrea să candideze, nu, probabil. Nu. Se întâlnește cu trebuie oamenii să vă face... spun, nu, trebuie să vă spun că un personaj foarte important care poate decide m-a întrebat dacă vreau să reintru în politică. La mine acasă, acum o lună. Ați fost în Parlamentul României, am fost în 92-96 deputat. Ați fost președinte al PAC, da? Vicepreședinte. Vicepreședinte al Alianței Civice la începutul anilor 90. Numai o secundă, că acum vă dau. Ce e cu Partida de Vânătoare? Vă spun imediat. Sunt mulți vânători în... Da, în România, clipă, nu? Uitați coperta, trebuie să o filmați. Personaje reale? Nu, eu nu scriu cu personaje reale. O aveți în cadru? Ai prins-o, Cătălin, da? Ia să o văd și eu. Da. E definitivă. Da, este personajul feminin. Eu totdeauna scriu cărți cu femei. Nu sunt misogin, împotrivă, cred că femeile sunt mai sofisticate decât bărbații. Este personajele feminine sunt... Nu, cât mai sofisticate, din cauza că nasc, le adaugă o dimensiune pe care bărbații n-au cum să o acceadă. Este, dar m-ați întrebat ce-i cu romanul ăsta. Este o fată de 30 de ani care renunță la cariera ei din publicitate, de făcea succes, că era o fată plină de idei, de creativă, renunță în momentul când bărbatul s-o lasă, soțul pleacă de acasă și în criza asta de identitate zice renunț și la meserie. Cum fac oamenii de obicei când divorțează, strică tot ce e în urmă. Și zice mă apuc de scris. Și se apucă de scris și scrie o poveste, un scenariu, un roman, foileton, încă bâșbe, adică lucrează, face schițe. Și publică la un moment dat un fragment din ce scria ea într-o revistă literară, să-și facă și ea debutul, nu? Și se trezește cu telefoane de amenințare, este chemată undeva și ea spune, îmi pare rău, domnilor, asta este ficțiune, este un roman și nu e crezută. Și de aici nu vă mai povestesc. Da, abia așteptăm să apară. Mai avem doar 5 minute mai avem. 10 minute mai avem. Destul. 10 minute se poate scrie epopee. Am învățat ce înseamnă secunda când și am intrat în televiziune. Și scriem din nou Eliada. Enorm, da. Enorm. Nu credeți că cu această carte nocturnă cumva... O să contrariez pe toată lumea. Pentru că l-am auzit pe domnul Liviu Voiculescu, președintele Partidului Național Liberal, filiala OLT, care va... A organizat... Da, serios? Nu știam. Adică au fost liberali aici. Da, nu cu dânsul am ținut legătura, de-aia v-am spus cu doamnă... Eu știu că liberalii au fost aici de față. Mă bucur. Și chiar a avut o reacție... Eu fiind un liberal, monarhist, liberal, conservator, dar nu sunt membru al partidului, n-am fost niciodată, niciodată n-am făcut politica partidului, din potrivă, sunt un critic destul de tăios, dacă vă uitați. Vă considerați un om liber? Pe blocul meu, liberalii iau câte o chelfăneală periodic. Păi, de ce? Pentru că eu în momentul ăsta trebuie să fie o poziție puternică și nu puternică, pentru că n-au destul locuri în Parlament, dar articulați și determinați. Cam fac blaturi cu PSD-știi, vedeți, ca să vă spun răutăți despre ei, da? Cam fac blaturi răutăți cu PSD-știi. Realități? Cum vezi că
Ați spus că Ludovic Orban trebuie să termine cu aceste jumătăți de măsură, de atitudini, bloc, de da. Cuvinte. Nu, dar eu m-am bucurat de textul lui Orban de acum. De ce? Pentru că în urmă cu 3 luni am scris despre blaturi și am spus la televizor despre blaturi între PSD și PNL și am primit un snop de înjurături de la diferiți lideri PNL și pe blog, în comentatori, care au zis că am trădat liberali. Eu nu am nicio obligație față de liberali. Dar acum o săptămână a ieșit Ludovic Orban și a spus și el același lucru, nu inspirat de mine, dar cred că și el s-a stisit de câte blaturi fac liberale cu PSD-ști. Și a fost foarte tăios, și foarte agresiv. Că... Adică m-a bucurat că m-a confirmat. Nu i-a confirmat pe aia care au negat pe blogul meu că fac blaturi. A recunoscut de la cel mai înaltă poziție din partid că da, fac blaturi. Și că trebuie să înceteze, ceea ce le-am scris și eu atunci. Cele 10% pierdute de PSD în ultimul timp nu se regăsesc, pentru că a venit vorba despre PNL. Sunt mai multe sondaje. Nu se regăsesc la PNL. Da, sunt mai multe lucruri aici. În primul rând, când am scris acest articol, sondajul respectiv, care a fost primul care a ieșit pe piață, remarca acest fapt, că PSD-ul a pierdut 10%, dar n-a crescut și PNL-ul 10%, procentele fiind de observat mai mult la USR. La USR. Da, USR. Da. Dar au apărut alte două sondaje care dau rezultate contradictorii. Unii care remarcă niște procente care au apărut la PSD și plasează PNL-ul la un punct în spate și unul chiar la un punct în față de PNL, de PSD. Deci e clar că PSD-ul a pierdut multe procente, toate confirmă acest lucru, de fapt au fost 4 sondaje, dar consecința acestei situații e tratată diferit de diferite case de care fac aceste sondaje. Ce cred eu este că PSD-ul a pierdut poate chiar mai mult, vreo 12%, după la 38, după la 40 sunt pe la 28 și cred că PNL-ul a recuperat o parte, pentru că atunci când te duci cu chestionarul la el, el nu spune exact ce simte cel pe care îl intervievezi. Din diferite motive el își ascunde opinia, de obicei își ascunde opinia când simpatizează cu opoziția. Sau îți spune, mă duc la vot, dar nu se duce la vot. De-aia sondajele astea trebuie luate cu foarte multă circumspecție. Vom vedea la alegeri ce se va întâmpla, da. Pentru că nu mai avem multe minute, așteptam cu dumneavoastră de vorbă foarte mult timp. Da. Din păcate, timpul este limitat. Și revenind la Nocturnă cu Vampir și la reacția domnului Liviu Voiculescu, președintele PNL Olt, care spunea să dăm, să facem ceva cu sânge. Nu vă este teamă că acest roman va provoca justițiarul din fiecare? Poate, nu, nu știu, nu. În sens sângeros. Nu, evident, glumesc, dar să cel mai că, rău în situație... În timp ce vă ascultam și aflam despre această carte, eu nu le-am citit, o să le citesc cu mare plăcere, cu siguranță. Mi-a venit în cap această întrebare și reacția domnului Voiculescu mi-a confirmat că ceea ce... Da, poate să fie pe buzele oricui această întrebare. Exact, exact. Când a fost lansarea cărții la Târgu Gaudeamus, Târgu de Carte de la Rome Expo, Jean Harris, traducătoarea cărții, a spus că acest roman răspunde aceste întrebări. Ce s-ar întâmpla dacă ar apărea Vlad Țepeș? Unde ești tu, Țepeș, Doamne, ca fărâmă în apă să-i împarți două cete nebuni și mișei? Dacă chiar apărea și ce s-ar întâmpla? Rasul în țeapă. N-a nicio legătură cu piața romană, cu țepele din piață. Care erau vrăjeli. Da. Da? Prăjeli era, să zic așa. Da. Deci ce s-ar întâmpla dacă ar apărea un justițiar? Și eu am dat răspunsul în carte în sensul în care am spus el ar fi un personaj foarte popular. Oamenii sunt foarte dornici de adevăr, de dreptate, de justiție. Se simt foarte umiliți și nefericiți când sunt nedreptățiți, când văd că alții care sunt necinstiți, corupți, etc., etc., fac averi și sunt în lumina reflectoarelor pe la televiziuni și ei muncind cinstit nu fac nimic și sunt oameni chinuiți. Din cauza setea de dreptate este foarte mare și întrebarea se pune. Dar eu am găsit acest răspuns literar, nu știu în realitate, pentru că ați văzut, de pildă în iarnă, când a fost ordonanța 13, 600.000 de oameni au ieșit pe stradă la București, asta a fost reacția. Nu? Despre asta e vorba aici, nu? Această reacție împotriva nedreptății. Dar răspunsul meu este că un asemenea personaj ar fi popular, n-ar fi detestat. Asta am și schimbat paradigma, pentru că de obicei într-un roman victimele sunt tratate cu compasiune de cititori, le milă și vor să fie prins asasinul și pedepsit. În romanul meu victimele nu sunt tratate cu compasiune pentru că sunt niște ticăloși. Și reacția publicului, pentru că normal presa investigează acest scandal cu un serial killer, publicul
îl place. Nu vrea să fie prins, el vrea să mai facă victime, ceea ce evident din punct de vedere al justiției și al ordinii nu se poate. Avem nevoie poate. De justițiari. Dar felul cum rezolv eu această dilemă, trebuie să știți cartea. În final o să aflați un răspuns. Am înțeles că finalul este paradoxal. Da, da. Paradoxal. Să știți că pentru acea ultimă pagină am scris tot romanul. Să știți că n-am să citesc finalul întâi. Da, da. Mai am o întrebare să vă adresez. Dacă totul este manipulare, ce șanse avem să aflăm adevărul, adevărurile și ce vom face când... Păi acum depinde când îl aflăm, după ce ajungem la Belu sau înainte. Când aflat, îl aflăm. De obicei îmi place să termin emisiunea Perfectul Simplu cu un motto. De data asta vă las pe dumneavoastră. Mi-e vedea în minte ceva de George Orwell. Dar să vă dau motto-ul din Partida de Vânătoare. Vă rog. Aș trăi și n-am cu cine, nu? Cum este? Aș trăi și n-am cu cine. Păi este motto-ul următorului roman. Din Partida de Vânătoare. Da. Domnule Stelian Tănase, și folclor românesc, nu este înțelepciune chinezească. Da. Eu vă mulțumesc și eu vă mulțumesc de invitație. Vă așteptăm din nou la Slatina. Cu Partida de Vânătoare. Cu Partida de Vânătoare. Aici se încheie emisiunea Perfectul Simplu. Vă mulțumesc, oameni buni. Vă dau o nouă întâlnire la viitoarea emisiune și rămâneți pe OLTV pentru că aveți ce vedea.